Sute de copii însoțiți de părinți, bunici sau profesori au avut sâmbătă o întâlnire emoționantă cu cel mai darnic moș din lume. Aceasta a avut loc la cabinetul deputatului Nicolae Florian, cel care nu lasă să treacă niciun an fără să aducă zâmbete pe chipurile celor mici. Acum moșul are de toate pentru toți, dar moșul vrea să audă de la copii, să audă două poezii și două cântece. Și pentru că Moș Crăciun este mult mai generos cu copiii cu minți și isteți, cei mici au cântat și au spus poezii pentru a-i arăta moșului cât de talentați sunt. Bună dimineața, Moș Crăciun, ne dați, nu ne dați, ne dați, nu ne dați, ne dați, ne dați. Bună dimineața, Moș Crăciun, ne dați, nu ne dați. Crăciun, că puteam și o să adun o grăunță cât de mică ca să nu cer împrumut la vecina mea furnică, fiindcă nu-mi dă niciodată și apoi umple lumea tată, că m-am dus și am cerut, dar de-acus zise el cu grasul și ridicând un piciorul, dar de-acus s-a isprăvit, cri, 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 toamnă gritare-s mic și necrăjit. Moșul a fost cu adevărat impresionat de versurile pe care i le-au dedicat micuții și le-a oferit de îndată darurile special pregătite pentru ei. Nu, nu, uitați, hai ia-o tu, mămăică! Hai ia-o tu, gata, cum îi spui moșului? Cum? Spune-ți, mulțumesc! Dulciurile pe care copiii le-au găsit în pungi au fost exact pe placul lor. Ce ai primit? Ai văzut? Da, am văzut. Am primit multe dulciuri, o sticlă de suc și pufuleți. Ce îți place cel mai mult? Tot. O să le mănânci pe toate? Da. Napolitane, pufuleți, niște biscuiți, niște croissanturi, iarăși niște biscuiți cu ciocolată, foarte buni. Sunt multe dulciuri? Da, sunt foarte multe. Ce îți place cel mai mult? Toate sunt bune. Biscuiți, pufuleți, suc, napolitane. Ce-ți place cel mai mult? Pufuleții. Ce îi spui tu moșului pentru că ți-a dat acest cadou? Că-l iubesc. Ce-ți place cel mai mult de acum? Pufuleții. Pufuleții? Îți plac în general dulciurile? Da. Asta îți doreai să primești de la moșul? Da. Și ce îi spui tu moșului pentru că îi mulțumesc. Deputatul Nicolae Florian spune că acțiunea pe care a organizat-o este una de tradiție și că este o plăcere să fie alături de copii să se bucure de bucuria lor. Sunt deosebit de emoționat și totodată onorat de această prezență numeroasă a copiilor, să-l vadă pe moșu. Le urez sănătate, bucurii, colinde plăcute, sărbătorile numai cu bine întregii familii. Să fim sănătoși și să auzim numai de bine și de bucurii. Alături de deputat s-a aflat și vicepreședintele Consiliului Județean Dumitru Gavrilă, care a subliniat importanța unor astfel de fapte. Cel mai important că acești copilași care au venit astăzi să le dea moșii câte un cadou, au crezut. Au crezut în moșii cum credem cu toții. Este un gest pe care astăzi moșul a făcut către toți copiii din municipiul Giurgiu. Sperăm ca și la anul moșul să aibă încredere în acești copilași, iar copilașii să aibă încredere în moșul și să creadă în continuare. Bucuroși că au avut ocazia să-l cunoască pe Moș Crăciun și mai ales că au primit daruri de la el, copiii au plecat acasă nu înainte de a promite că vor fi la fel de cuminți pe viitor și că vor învăța la fel de bine la școală.